Singura sursă istorică pe care o avem despre Sfântul proroc Zaharia și despre dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, este textul Evangheliei după Luca. Ambii săi părinți făceau parte din familii sacerdotale, Zaharia fiind din a opta ceată preoțească a lui Abia, din cele 24 rânduite de David pentru slujirea templului. Locuiau în Ain Karem, la o distanță de aproximativ 7 km de Ierusalim. Din textul Evangheliei aflăm faptul că Zaharia și Elisabeta erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Nefericirea celor doi părinți venea din faptul că nu aveau copii. Ambii erau înaintați în vârstă, iar Elisabeta nu putuse să aibă copii. Când i-a venit rândul slujirii la templu, Sfântul Zaharia s-a bucurat de vestire îngerească. Arhanghelul Gavril i-a binevestit faptul că soția sa Elisabeta va naște prunc. Semnul de încredințare primit va fi acela că Zaharia va rămâne mut până ce se va împlini profeția. Așa a fost. Poporul a înțeles din faptul că Zaharia nu putea vorbi că a avut vedenie în templu. Elisabeta a zămislit și a tăinuit 5 luni minunea. În timpul sarcinii sale a fost vizitată de Maica Domnului, ea însăși purtând în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a săltat în pântecele drepte Elisabeta în momentul întâlnirii, iar Elisabeta a binecuvântat-o pe fecioară cu celebrele cuvinte: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. La vremea cuvenită, Elisabeta l-a născut pe Ioan. În momentul punerii numelui s-a dezlegat muțenia lui Zaharia. În acel moment, citim în Evanghelie, s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Iar tu, pruncule, proroc al celui prea înalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii întru iertarea păcatelor lor. Tradiția răsăriteană identifică pe Sfântul Profet Zaharia cu Zaharia, fiul lui Varahia, ucis între templu și altar, menționat în Evanghelia după Matei. La Origen aflăm informația că Zaharia ar fi apărat dreptul Fecioarei Maria de a locui cu fecioarele în atriul templului. Sfintele sale moaște au fost aflate în mod minunat și mutate la Constantinopol în anul 415. Tot aici i-a fost dedicată o biserică. Parte din Sfintele sale moaște a fost duse și la Roma, într-o bazilică din Lateran.